Să fie clar pentru toată lumea. Noi am constatat că activitatea lui Rusu Vladimir la gestionarea companiei Carapita a fost una doar formală. Rolul acestuia a fost doar de semnarea unor acte de împuternicire a unor persoane pentru a gestiona compania Carapita. În plus, domnul Rusu Ion a recunoscut și și-a asumat, de fapt, unele acțiuni, în special gestionarea personală a unor companii care sunt implicate în tranzacțiile suspecte cu banii de la Banca de Economie. Posibil, inclusiv din aceste circumstanțe, instanța a statuat ca Rusu Vladimir să fie în continuare cercetat în starea de arest la domiciliu. Pentru cât? Pentru termenul care a mai rămas pentru executarea arestului, care a fost anterior stabilit pentru 30 zile. Adică domnul Ion Rusu acum recunoaște că ar fi admis anumite încălcări sau... Eu am menționat și reiterez. Au fost recunoscute acțiuni, în special ce țin de gestionarea personală a unor companii care sunt implicate în tranzacțiile suspecte cu banii de la Banca de Economie. Restul persoanelor nu se va schimba statutul? La moment doar asemenea circumstanțe novatorie am avut, fapt pentru care și astăzi a fost decizia în cauză luată. Înțelegem că abia ieri domnul Ion Rusu a început să dea declarații? Deci toate circumstanțele au fost într-un timp foarte, foarte scurt administrate și respectiv s-a luat decizia în cauză, tot într-o manieră foarte scurtă, în conformitate cu prevederile legislației procesual penale.